Președinții celor două camere, care nu știu, au rămas, încearcă să acrediteze în spațiul public ideea că eu nu aș digera rezultatul votului, ci că eu aș încerca să fac ceva ca să întorc acest rezultat. Ci că afirmă în spațiul public că aș dori răsturnarea guvernului legitim. Nu! Fals! Ați câștigat, acum guvernați și legiferați, dar nu oricum. Nu oricum. România are nevoie de un guvern puternic, nu de un guvern care cu sfială execută ordinele de la partid.